Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Deoarece este iarnă și nu prea mai avem activitate prin grădină, m-am hotărât să mai umplu din timpul liber, care nu este chiar atât de mare, dar când mai am, eu știu, o oră la dispoziție, încerc să mai fac un proiect. Astăzi vom încerca pentru la vară să facem un cuțitaj de grădină. Acesta va fi cuțitașul soției, unul micuț, care poți să tai fructe, eu știu, poți să-l ai la îndemână oricând prin grădină. Ca orice gospodar trebuie să aibă și un cuțitaș de care să se folosească. Vom face și o teacă. Am cumpărat această lamă, din păcate nu am posibilitatea să le fac de la zero, doar din metal. Trebuie o forjă, este mai complicat, trebuie forjat metalul. Și am cumpărat o lamă. Aceasta are 8 cm, v-am zis, este un cuțit mic, lama. Iar cu tot cu mâner, așa în stare brută, are 16 cm. Grosimea este de 2 cm. Iar duritatea lamei este o lamă de calitate, cât de cât pentru duritate, adică nu e chiar ce găsim prin comerț chinezării. Este de 58 duritatea metalului. Este deja șlefuită. Am ales modelul ăsta. Este un... arată ca damascul, ca cele făcute din metal din Damasc. Este gravat cu laserul. Să arate cât de cât și frumos, estetic, în afară de să și funcționeze, să taie bine, trebuie să și arate bine. Lama este deja ascuțită, dar o să o mai ascut și eu un pic la sfârșit. Avem o gardă din metal. Și pentru proiectul ăsta am mai cumpărat, de obicei, cuțitele încerc să le fac cu materiale pe care le găsesc la îndemână, eu știu, lemn de salcâm, piele, aceasta este o piele dintr-un portofel mai vechi, o vom folosi pe post de spacer. Acest lemn l-am cumpărat de la Find Tools. Tot proiectul, să zicem, a costat în jur de 100 de lei, o să iasă un cuțit nu foarte scump, dar de calitate. Făcut așa cum vreau, deci nu cumpărat din comerț. Lemnul este de coco wood, este un lemn indian, exotic. Ar trebui să iasă niște grainuri foarte frumoase, adică să arate foarte bine după ce îl dăm cu ulei. Vom folosi ulei de tong. Așa. Vom folosi și acest spacer, care este lemn de mesteacăn, tot de la Fine Tools. Bucățica asta cred că am dat 10 sau 12 lei, nu mai știu. Dar în total în jur de 100 de lei cu lamă cu tot, adică nu a depășit bugetul de 100 de lei. Iar între spacerul acesta din lemn și lemnul vom folosi piele. Vom găuri lemnul, vom introduce lama, vom folosi un adeziv pe care l-am mai folosit la cuțite de la Bizon. Mi s-a părut că este foarte bun și nu se întărește în câteva minute, nu are o întărire rapidă și îl mai poți manipula. Nu riști să rămâi, să faci vreo greșeală, să rămâi
să strici proiectul. În regulă, cam astea sunt materialele. Eu sper ca în câteva ore să îl termin de doar de asamblat în stare brută și după aia când o să am timp o să încep la șlefuire. Cum v-am spus, un proiect simplu. Oricărui gospodar îi trebuie un cuțitaș mai mic sau mai mare pentru a tăia fructe, eu știu, pentru ce îl mai poți folosi prin gospodărie. Îi vom face și o teacă. Eu zic că va ieși un cuțitaș drăguț. Lama este foarte bună, v-am zis, este, are o duritate destul de mare, nu-și pierde gura tăișului, cum fac și eu știu celelalte cuțite pe care... Și dacă este bine proiectul, vom face și un cuțit mai mare pentru mine, în funcție de ce reușim cu acesta. Bine, dragi prieteni, ne vom revedea după finalizarea cuțitului, să vedem cum arată și să sperăm că va fi și frumos și util. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine, așteptăm primăvara și vom ieși și în grădină. Toate cele bune vă doresc!